Mă numesc Antonela Ioniță și sunt educator în proiectul SMART al Armatei Salvării. Mă numesc Lilia Cojocar, major în Armata Salvării de 20 de ani. Numele meu este Dumitru Nicolae, sunt ofițer de corp în Armata Salvării Craiova. Mă numesc Plăte Ion Gabriel, sunt soțul unei voluntare care este, soția mea este voluntară aici, acum eu sunt în concediu și am venit să o ajut și eu, pentru că așa ne învață Dumnezeu să facem fapte bune. Am luat primul contact cu Armata Salvării prin activitatea mea de voluntariat. Veneam și făceam copiii limba franceză. Cu mult timp în urmă am aflat prin un eveniment unde au participat copiii. Am cunoscut Armata Salvării pe un forum și mi-a plăcut foarte mult implicarea pe care o avem în comunitate. Păi de la soția mea am aflat că ea merge, dar nu știu cum, dar a devenit aici și... Armata Salvării îmi place pentru că eu consider că am foarte mult de câștigat. Avem impresia că stăm aici să dăruim copiilor, dar de fapt efectul este invers. Noi suntem cei care învățăm foarte mult și câștigăm, plecăm mult mai bogați sufletește. Aici ne l-am găsit pe Domnul, aici suntem implicați în niște lucrări frumoase de slujire pentru oameni nevoiași, pentru copii și ne bucurăm că îi putem sprijini. Îmi place pentru că oamenii ăștia se dedic de aici, ce am văzut eu în instituția asta din Ploiești, mi-a plăcut la cei care conduc, mai ales sora care conduce programul și fratele, pentru că se zmeresc la oameni și ai străzii. Armata Salvării nu numai în Iași, în întreaga România, activează și face foarte multe lucrări benefice pentru toți cei care au nevoie și eu cred că și în Iași oamenii au nevoie de sprijin și de o căldură sufletească, să-și găsească și ei adăpostul lor. E foarte mult de lucru cu acești copii, este mult până ajungi la sufletul lor, în momentul în care începi să se deschidă, îți dai seama că de fapt problemele sunt cu totul altele decât ne-am imaginat noi. Lecțiile sunt undeva așa, poate că nici nu mai au nevoie de ajutor pentru lecții în momentul în care ei reușesc să se deschidă sufletește și să se relaxeze. Atunci când am cunoscut Armata Salvării, trecuseră mai bine de 10 ani de când fusese deschisă. Și cred că este important ca în următorii 25 de ani să avem Armata Salvării în România pentru ca alți oameni, ca noi oameni, să vină și să alăture organizații. La mulți ani Armata Salvării România și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim cu bine și la 50 de ani și la 100 de ani. La mulți ani Armata Salvării! La mulți ani Armata Salvării România!